Bună ziua! Și bine ați venit la ședința ordinară, extraordinară, a Consiliului Local, din 17 decembrie 2020. Înainte de a trece la ordinea de zi, o să supun la vot procesul verbal la ședințele anterioare. Puneți-o vreau în discuții, poate sunt care sunt vor să o conteste. De exemplu, eu vreau să contest procesul verbal. Da, să-i contestă de la, să știi. Da. Deci, pot să încep? Discuți. Deci, în conținutul procesului verbal, am văzut că, tendențios, s-a consemnat toate activitățile mele, inclusiv când m-am ridicat și m-am așezat pe scaun. Dar, pe finalul procesului verbal, la proiectul de hotărâre unde se alege viceprimarul, nu s-au făcut mențiuni cum s-a desfășurat această activitate. Mă refer aici, în primul rând, secretarul de comună a lansat inițiativa ca alegerea viceprimarului să se facă în condițiile regulamentului de organizare și funcționarea Consiliului Local adoptat în acea ședință. Tot cu această inițiativă a venit și consilierul Blănaru Gheorghe ca să se aleagă viceprimarul în condițiile regulamentului de organizare și funcționarea Consiliului Local. De asemenea, tot la această activitate, candidatul de viceprimar a cerut de ce nu este o comisie la numărarea voturilor. I s-a răspuns că așa a fost votat cu regulamentul Consiliului Local. Aceste aspecte nu se găsesc în conținutul procesului verbal de la ședința din 12 noiembrie. Aș dori să le consemnați că așa prevede legea și toate celelalte acte normative. Atât am avut de spus și contest. S-a consemnat, domnul. A consemnat, doamna secretară? Fără niciun dubiu. O să verific după 3 zile la vizier. Nu, o să verificați în momentul în care instituția prefectului vă transmite răspunsul la petiție. În termen de 3 zile de la data adoptării, citiți, vă rog, codul administrativ, sunteți obligată să-l afișați aici. Mai vedem. Îl citesc? Da. Vă rog frumos să vă abțineți. Da, da. Păi, vă spun condiția de mai, dar atât am avut de acestea, domnul Miron are dreptate, pentru că dumneavoastră aici nu ați trecut niciun fel de intervenție a nimănui, fie a președintelui, fie a domnului primar, nici a mea, adică nu am găsit niciun dialog, nimic aici. Nici măcar un monolog să spunem că vorbeam singur. Da, fraților, contestați. Păi nu, dar dumneavoastră, sunt că este singura localitate în care votul pentru viceprimar s-a desfășurat cum a fost la noi. Nicăieri în țara asta nu cred că s-a întâmplat ca din partea dumneavoastră, din partea primarului să vină o propunere și consilierii să nu mai facă o a doua propunere. Adică, pe principiul democratic nu trebuia să aibă contracandidat, clar. Și... Deci eu am notat tot ce ați spus okay. Dumneavoastră. Nu contestă nimeni că în urma voturilor domnul Oane este viceprimar, dar asumați-vă greșeala pe care ați făcut-o și asta este. Adică greșeala aia nu cred că se reglementează pentru un plic primit după câteva zile prin care vă cereți dumneavoastră scuze. Eu vedeam o următoare ședință, nu contează, extraordinară, de îndată sau cum ar fi fost, prin care chemam din nou Consiliul Local și reglementam acea eroare. Și asta era. Am înțeles, am notat-o. Alte discuții? Supunem la vot proiectele, procesele verbale. Pe da. Atât, domnul. Primul rând. Modificările care s-au cerut. Da. Să punem la vot primul proces. În data de 12. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Și... Și al doilea proces, verbal, la ședința a doua, ordinară, extraordinară. Cine este pentru? Cine este pentru? Domnul Munteanu, a fost la ședință, nu votați... A fost domnul președinte. Avem președinte de ședință, lăsați-l doamna secretară. Domnul președinte de ședință conduce și coordonează activitățile, nu dumneavoastră. Dați-i voie, domnule președinte. Au fost două ședințe, da. Deci la prima da. S-a votat, acum se votează pentru două. Da. Deci, eu am văzut că vorbim două luni diferite. Votăm proiectul ședinței de-a doua, aia un extraordinar. Procesul verbal. Lăsați. Procesul verbal. Discuții. Pentru a doua ședință. De la ora 1. A doua. Da, de la ora 1. Dar un pic poți să intervin puțin, că suntem într-o confuzie totuși. Nu, n-am fost într-o confuzie. Nu, nu.
Domnul președinte, vă rog să nu mai faceți afirmații de genul ăsta cu jignire. Haideți să discutăm după lege și după ceea ce avem proiecte, da? Și tot ce ni s-a transmis. Vreți să discutăm după astea? Sau vreți să facem aici iarăși? Deci, haideți un pic să ne înțelegem, că este o confuzie. Ultima procedură care s-a făcut la data de 12 noiembrie a fost alegerea viceprimarului, dacă mi-aduc eu aminte bine. Așa este în filmare. Eu așa am văzut. Ultima activitate este alegerea viceprimarului. Nu, aia a fost la ședința a doua, nu la prima ședință. La ședința a doua. La care dumneavoastră ați lipsit motivat. Motivat de comportamentul dumneavoastră. Adică nemotivat. Da. Nu, e motivat. Da, foarte motivat. Sunt de acord. Haideți că nu vreau să mă cer de treaba. O corectăm acum, imediat. Punem la vot procesul verbal cu prilejul ședinței extraordinare. A ședinței din data de 12 noiembrie 2020, cea de la ora 10, cea în care domnul Axinoiu a depus jurământul și cu domnul primar. Deci, acum supunem la vot proiectul respectiv. Procesul verbal respectiv. S-a votat. Deci, la ședința de ora 10. Nu. Stați așa. S-a votat pentru ședința... nu, a doua, aia ordinară. Nu pentru extraordinară. Păi l-ați supus la vot timp. Păi, în mod normal a fost extraordinar, ordinar și din data. Păi da, noi discuțiile pe care le-ați făcut, atât dumneavoastră cât și domnul Miron, okay, au fost legate de a doua ședință. Prima ședință. Asta. Atunci, nu, ați luat în discuție alegerea viceprimarului, nu? Da, deci aia a fost a doua ședință. La prima, domnul Felix. Trecem la ordinea de zi și dăm cuvântul domnului primar și chiar domnului. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 201 din 10-12-2020 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Bâsărești în data de 17 decembrie 2020, orele 16, la sediul primăriei Comunei Bârsănești, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local Bârsănești. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea reorganizării rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale Bârsănești din Sâlbacău pentru anul școlar 2021-2022. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești Sâlbacău pentru anul 2020. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea continuării proiectului de modernizare a rețelei de iluminat public în satele Comunei Bârsănești prin achiziționarea a 50 de bucăți de corpuri de iluminat cu LED și 50 de sisteme de prindere pe stâlp. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării planului anual de achiziții publice pentru anul 2020 al Comunei Bârsănești din Sâlbacău. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea măsurilor dispuse prin regulamentul de audit financiar privind raportul de audit financiar privind contul de execuție bugetară pe anul 2019 al UAT Bârsănești al Comunei, al Camerei Curții de Conturi Bacău. Punctul numărul 7. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Înainte de a trece la aprobare, propun să inversăm ordinea la punctul 4 cu 5 și invers, punctul 5 cu 4, adică să aprobăm întâi planul anual de achiziții, adică modificarea planului anual, după care să aprobăm proiectul cu completarea lanilor. Vreau două secunde pentru proiectul este inițiat despre mine și vreau să spun despre ce e vorba. Atât timp cât planul de achiziții de acum nu cuprindea achiziția celor 50 de lămpi, este nevoie ca întâi să includem un plan de achiziții achiziționarea celor 50 de lămpi de care mai avem nevoie pentru partea de partea component de uliță component care nu au cele 50 lămpile de ultima generație și atunci votăm întâi planul de achiziție și după aceea va trebui să votăm planul de hotărârea privind achiziția celor 50 de lămpi pentru iluminatul public. Asta este motivația pentru care trebuie să înlocuim
în ordinea de zi, cele două puncte. Raportul de este proiect sau este mai o mistră? Să pun la votul dar a prima dată solicitați și să votăm propunerea făcută cu schimbarea ordinei de zi prima dată. Nu, aia aprobăm ordinea de zi. Să pun la votul modificarea ordinei de zi. Și acum supuneți și ordinea de zi. Supunem ordinea de integralitate, nu acord. Să punem la votul ordinea de zi. Nu au formă propus. Cine este pentru? Împotriva, spune. Dăm cuvântul, domnule, cum ați citească primul proiect. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Pusănești. Așa? Și o să vă dau citire la referatul de aprobare. La nivelul administrativ al autorității deliberative a Comunei Pusănești au funcționat trei comisii de specialitate constituite pe domenii de activitate după cum urmează. Comisia pentru programe de dezvoltare economică, socială, buget, finanțe, administrare, domeniul public și privat al Comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii de comerț și turism, formată de 5 membri. 2. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție socială, activități sportive și de agrement, formată din 3 membri. Și 3. Comisia pentru administrarea publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor, formată din 5 membri. Față de cele prezentate, propun membrilor Consiliului Local ca în mandatul 2020-2024 autoritatea deliberativă să fie organizată în cele trei comisii de specialitate, urmând ca modul de stabilire al locurilor cele din fiecărui grup de consilieri, precum și componența nominală a acestea, să fie stabilită prin hotărâre și respectarea configurației politice de la alegerile locale din 27 septembrie 2020. Înainte de a trece în mai departe, rugămintea mea ar fi să vă mută o oră de 10 minute pentru discuții. Eu vreau să discut înainte, vreau să aduc o discuție că nu este legal această proiect de hotărâre. În conform, aștept să mi se dați cuvântul, domnul președinte. Discuți. Îmi dați cuvântul? Mai scurt, da. Așa, în conformitate cu articolul 124 din codul administrativ, aprobat prin ordonanța de urgență 57 din 2019, privind organizarea Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local, citez: după constituire, Consiliul Local își organizează comisii de specialitate pe principale domenii de activitate, subliniez, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Fac o paranteză aici și explic următoarea situație. Se deduce că la ședința din 12 noiembrie, când au fost constituite comisiile de specialitate, ăla ar fi fost termenul prevăzut pentru constituirea lor. Nu se deduce. Nu v-am cerut părerea. Deci când îmi spuneți, domnul președinte, când pot să reiau. Bun, mulțumesc. Deci, se poate deduce că atunci a fost termenul când s-a aprobat un regulament, s-au aprobat comisiile și celelalte activități referitoare la Consiliul Local. Având în vedere că în motivarea făcută în proiectul de hotărâre astăzi la acest proiect a fost dată de faptul că eu și cu celălalt coleg am lipsit și nu s-au putut constitui comisiile de specialitate datorită nouă, astăzi îmi lipsește și colegul celălalt. Cum o constituim dacă el lipsește? Aștept un răspuns. Așteptați un răspuns. Să prezintă la ședință, domnul meu. Cum? Să se prezintă la ședință, astăzi e nemotivat. Păi și cum facem comisiile când am lipsit și eu și el nu s-au asumat, cum se poate? Și a asumat un mandat de consilier și cred eu că era de bun simț să se prezinte la ședință. Bun. Și acum facem comisiile fără el? Da. Păi și atunci ce vrea să fie și la avem proiecte pe ordinea de zi care trebuie să avizate. Păi eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar iar la proiect trecută, de ce nu și-a asumat Consiliul Local și ăsta? La mandatul din 2016, când a lipsit Consiliul Local Brânarul Gheorghe, care era în pelerinajul Republica Moldova, s-a putut constitui Consiliul Local și comisiile. Acum nu se poate, că am lipsit eu și colegul Axinoi. De ce? Nu, te rog să-mi dai un minut. De ce atunci s-a putut și acum nu se poate? Deci era majoritate. Deci, alte discuții, vă rog, avea majoritate. Alte discuții. Păi, lăsați-mă. De ce, da. De ce mai aveți ceva? La măsură? De ce se aplică așa? Mai aveți ceva discuții? Da, mai vă rog, da. Mai da? Ok. Supunem la vot
vă rog să-și puneți la vot dacă consilierii sunt de acord să formăm comisiile în lista celui mai lipsă. Păi trebuia să le formați și în lipsa mea de tura trecută. Așa eram moral și corect. S-au format, care e problema? Păi eu accept să merg în comisia de învățământ. Eu accept. Foarte bine, care e problema? Nicio problemă. Eu accept. La articolul 15 din regulamentul de funcționare a Consiliului Local scrie destul de clar la linia cu 4. Nu, avem o lege. Mandatul, a componenței comisiilor de specialitate se face prin consens între consiliile locale. Legea nu prevede prevederilor articolului. Legea nu prevede, domnul președinte, este un regulament aprobat și îndocmit de către un secretar de comună. Legea spune altceva. Supun la vot. La vot de consilier, care a stat la ședință, care au ales oamenii stau la ședință, nu se face acolo. Atât am avut de spus. Supun la vot reorganizarea comisiilor în lipsa domnului Maxime. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Eu sunt împotrivă. Și consemnat împotrivă spun datorită faptului că acest proiect de hotărâre este nelegal. Repet, nelegal. Zic să luăm 5 minute de pauză pentru discuții. Dar nu, dar eu nu zic că, deci eu accept cum a fost constituită la ședința trecută. Eu accept așa cum a fost constituită. Eu n-am nimic împotriva. Păi comisia nu s-a făcut constituită. De ce să nu se poată? Era majoritate de consilieri locali. Exista majoritate, se putea vota, se putea forma oricând. Păi nu trebuie să... Și dacă lipsesc acum, și dacă ies acum iar, ce faceți? Comisia respectivă trebuie reorganizată. Care comisie? De învățământ. Pastic. O singură persoană. Participați? Domnul președinte. Participați și dumneavoastră la ședință? Participați într-o vreo comisie? Deci, aștept să explic. Putem să reorganizăm sau ceva? Nu reorganizăm. Deci eu am spus clar, eu nu am nimic împotrivă, deci de vreme ce noi am lipsit, este logic că locurile libere trebuie să le ocupăm noi, nu? Nu așa este logic? Da, dar cu aprobarea celorlalți consilieri. Nu decide nimeni. Păi, da. Nu. Asta vreau să mai aduc în discuție o chestie. Nominalizarea membrilor fiecărui... Nu, se face de fiecare grup de consilieri. Faceți o diferență. Eu ce-am cerut acum 5 minute? 5 minute pauză pentru consilieri. Adică să ne consiliem între noi pentru formarea comisiilor. Prima dată trebuie stabilite grupurile de consilieri, domnul președinte. Și după aceea... Pauză, 5 minute agresiv. Da, grupurile grecui de apartamenții politici. Absolut. Mă rog, 5 minute pauză pentru... Absolut. Reluăm ședința cu primul proiect de ordine de zi, privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. În urma discuțiilor avute, se aprobă reorganizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Găsănești în următoarea componență. 1. Comisia pentru programe de dezvoltare economică, socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public, privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii, comerț și turism, după cum urmează, doamna Găman, domnul Găman Maria, domnul Anei Claudiu Cornel, domnul Anei Felix, domnul Grigore Vlad, domnul Axinoi Ionel, doamna Găman președinte, domnul Anei secretar, domnul Anei Grigore și Axinoi membri. Comisia numărul 2, Comisia pentru Administrație Publică Locală Juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor. Membrii comisiei sunt domnul Lazar Ionică, domnul Pușcașu Grigore, Preda Benone, Pârvu Georgiana și Mihai Gheorghiță. Președinte, domnul Lazar, doamna Pârvu secretară, domnul Pușcașu, Preda și Gheorghiță Mihai, membri. Comisia numărul 3, Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. Domnul Blănare Gheorghe, domnul Munteanu Alin și domnul Miron Costel, domnul Blănaru secretar, domnul Munteanu președinte, domnul Miron membru. Da. Alte discuții înainte de a trece la vot? Supunem la... La discuție. Tot astăzi trebuie să numim reprezentantul Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii. Din Comisia de Învățământ. E președintele de regulă, că așa ați fost până acum dumneavoastră.
Da, da, anul trecut ați făcut scandal, deci... Nu am făcut niciun scandal, nu am făcut. Până acum ați fost președinte și dumneavoastră ați reprezentat, acum să ne meargă președintele care este ales. Să spunem, ca să fie... Da. Oricum au majoritate, așa că ori domnul Munteanu, ori domnul Miron, din ei doi. Președintele trebuie să reprezinte. Comisia stabilește. Comisia stabilește, da. Nu am mai. Păi da, dar ca să mai se discute ca anul trecut, că ne-am numit noi acolo, vezi, doamne. Trebuia comisiile cealaltă să ne stabilească nouă, cam așa vinea. Ok, bun, da. Deci haideți să supun, domnul Vlănaru, haideți să supunem la vot cu cele trei comisii cu specialitate de cap Consiliul Local, după care punem în discuție la diverse și la... Nu la diverse, că e legat de activitatea. Nu, legat de activitatea. Legat de activitatea asta, eu văd doar trei comisii. Da, supunem la vot proiectul ordinei de zi. Cine este de-a loc? Cu aprobarea comisiei, nu? Primul proiect. Primul proiect, ordinea de zi, cu aprobarea comisiei. Da. Cine este pentru? Opțiune. Abțineri împotrivă? Abțineri sau împotrivă? Împotrivă. Dai tot aia. Da, nu contează. Tot aia. Și abținere tot la votul împotrivă se contabilizează. Înainte de a trece la ordinea de zi, o să luăm o pauză de 20 minute. Dar chiar nu de 20 minute. Nu. Pentru avizele necesare proiectelor ce urmează. Întocmi avizele. Pentru a întocmi avizele. Deci că durează 5 minute, durează 10 minute, ce avem nevoie de avizele. Colegi, numai cât... Domnul președinte, vreau să-mi exprim o opinie și aici. Îmi dați voie? Așa. Aceste avize, asta vreau să o pun în discuție imediat. Trebuie avizele comisiilor. Da. Dar știți când trebuie să facă astea? Avizele comisiilor de specialitate trebuie depuse înainte de a începe ședința ordinară. Altfel, niciun proiect de pe ordinea de zi nu poate fi dezbătut. Așa spune în lege. Așa zice în lege. Da, așa. Continuați. În condițiile astea, da? Astăzi noi nu putem dezbate niciun proiect. Okay. Asta spun. Mai aveți ceva de spus? Să respectați legea. Da, vă respectăm. Atât ce? Vă respectăm. Bun. Consemnați, vă rog, doamna secretară, ce-am spus. Nu, domnule, nu vă faceți nicio problemă. Păi, atât, doamna. 20 minute pauză pentru conflictul. Da, deschidem, reluăm ședința cu punctul proiectul număr 2 pe ordine. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului de reorganizare a rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale Bârsănești de sub acord pentru anul școlar 2021-2022. Vreau să vă anunț că la școala din satul, primară din satul Albe, nu mai poate funcționa din cauza faptului că au rămas 5 copii în clasele a 2-a și a 4-a, 2 în clasa a 3-a și 3 în clasa a 4-a. Iar la anul clasa 0 va fi nu-i niciunul, clasa 1 niciunul, clasa 2 niciun copil. Deci nu mai funcționează. Acum primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale Bârsănești de Bacău pentru anul școlar 2021-2022, conform anexei la prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire către autoritatea executivă a UAT Bârsănești în strânsă colaborare cu conducerea școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești Bacău. Articolul 3. Se va comunica primarul Comunei Bârsănești, Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Bârsănești de Bacău, Inspectoratul Școlar al județului Bacău, precum și instituție prefectului județului Bacău, prin grijă secretarul general al Comunei și va fi publicată prin afișare conform prevederilor legale. Da, avizele comisiei de specialitate. Comisia numărul 1, am zis, aviz favorabil, nefavorabil? Favorabil. Favorabil. Comisia numărul 2, favorabil, nefavorabil? 3, favorabil. 2, favorabil. Discuții? Eu vreau să mă înscriu la discuții, tot așa, vreau să indic o chestiune de legalitate. Dacă din dumneavoastră aveți proiectul în față, aș vrea să-l lecturăm împreună. Ca să vă explic situația de legalitate. Am un raport argumentativ care emană sau este emis de UAT Comuna Bârsănești. Am chiar de la începutul lui, din primul aliniat, spune așa, Consiliul Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, întrunit în ședința extraordinară din data de 10-12-2020,
Dumneavoastră ați fost convocați, domnul consilier, ați ținut ședința fără să ne anunțați pe toți? În 10-a 12-a a fost o ședință, așa scrie aici. Citiți, domnul președinte, și dumneavoastră, v-am zis, lecturați, hai să lecturăm împreună. Deci a fost o ședință extraordinară pe 10-a 12-a și noi n-am fost invitați, nu știu, domn primar, sunteți inițiator. Ce ne puteți spune? Mai citesc o dată, raport argumentativ. Consiliul Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, întrunit în ședința extraordinară, în data de 10-a 12-a 2020, hotărăște reorganizarea rețelei școlare, cer scuze că citesc după telefon și nu văd chiar ok, rețelei școlare la nivel luat Comuna Bârsănești pentru anul școlar 2021-2022. S-a întrunit cumva Consiliul Local, nu știu, n-am fost invitat. Știți cineva ceva? E o chestiune de legalitate aici, domn primar. Mă rog, aștept un răspuns. De asta am și cerut. Mă rog, aștept un răspuns. Aștept un răspuns, la, în primul rând, de la inițiator. Deci e singura condiție care vreau să o pun în discuție. În rest, nu are. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, la școală. Păi și nu trebuie să faci de vedere. Da. Păi se răspunde și data. Mă ducăm data, 17-12 aici. Ce chitare am văzut și pe trebuie să facem și un lucru mai mare. De ce nu? E o problemă. Inspectorat, că data respectivă scrie până acesta. Dar puteți să ne spuneți cu vocitare, eu aștept un răspuns. Mi s-a cerut de la inspectorat ca să fie până pe data de 10. Și nu ne-am încadrat. Ați înțeles dumneavoastră. Păi nu avem voie să strecurăm asemenea greșeli, domnul primar, în documente. Este documente oficiale. Același lucru s-a întâmplat și cu hotărârea când a fost ales viceprimarul. Viceprimarul s-a ales în niște condiții, hotărârea care am solicitat-o de la dumneavoastră reiese că s-a ales în alte condiții. Să vedem dacă aceste greșeli care se strecoară, n-am terminat, domnul președinte, dacă aceste greșeli care se strecoară, astea sunt acte oficiale, domnule primar. Dacă se strecoară asemenea greșeli și se fac asemenea ilegalități, să vedem, cineva trebuie să răspundă pe chestiile astea. Eu de asta am și cerut avizul Comisiei de Specialitate, pentru că trebuia deodată cu amendament respectiv, data respectivă se modifică la data în care am ținut noi ședința. Eu vreau să le întreb domnul Miron dacă Comisia de Specialitate a venit cu amendamentul ăsta. N-am înțeles. Nu, N-am auzit, doamna... Am scris vot pentru, asupra constatării din acel raport. Dar eu asta am întrebat. Păi când s-a întrunit ședința... Păi, constatare, domnul Miron, trebuia să scrieți în poliție, nu era după constatare. Am adus-o, de asta s-a, deci, în conformitate cu codul administrativ, am voie, pe lângă ceea ce semnez eu acolo și scriu acolo, am voie să-mi exprim și o opinie. Dar cu comisii trebuia să specificați treaba asta. Să aduceți la cunoștință celorlalți, domnul, dacă s-a făcut o greșeală acolo, în loc de data de... Dacă comisia v-am explicat, acum o să o spun, n-am fost înregistrat, acum o să o spun. Comisia noastră nu se comunică în ședința asta, la noi, în comisie. Câtă vreme nu există comunicare, nu putem să discutăm. Asta este. Și la fel, mă exprim încă o dată, așa cum am spus și mai devreme, câtă vreme noi nu am discutat aceste proiecte înainte de ședința ordinară, este greu să-mi formulez acum... Să scriu acolo. Nici nu am loc unde să scriu. Dar problema este că v-ați dorit să faceți parte din comisia asta. Care comisie? V-am propus să fiți la juridic. Ne-ați v-ați spus că vreți... Ce legătură are doamna Gâmanu una cu alta? Ce legătură am că dacă-ți la o comisie sau alta? Ce legătură are? Să nu vă înțelegeți în... Nu e vorba de înțelegere. De acum o să mă pun la punct cu domnul președinte și o să discut cu dumnealui de la comisia noastră și poate să avem o comunicare mai bună. Deci ca să ne înțelegem, dumneavoastră. Vreți modificare date respective? Eu n-am cerut. Eu aștept un răspuns. S-a făcut o ședință de... Că așa s-a trecut în act. Eu n-am cerut modificare. Cine a scris-o să răspundă?
Eu am cerut un răspuns la ce s-a întâmplat, la starea de fapt. Dați-mi și mie un răspuns, vă rog. Să consemnați, doamna secretară, ce am solicitat, ce am cerut în întrebare. Vă rog să consemnați în procesul verbal. De la Ministerul Învățământului, Ministerul Județean Bacău, începând din data de 10-12, o chestie care ne absorbă de bine și împlinește condițiile de legalitate. Alte discuții. Pentru că inspectorul a cerut ca această hotărâre să fie, să aibă soluția până în data de. Iar noi aprobăm ulterior, adică pe 17 când am avut Consilia, ședința extraordinară, reorganizarea și reformarea sistemului de învățământ al comunității. S-a întâlnit Consiliul Local, că eu n-am fost chemat, de exemplu, eu n-am fost invitat și am și obligația să particip. Și nu mi s-a răspuns nici acum. Nu sunt singur. Nu mi s-a răspuns. Eu aștept încă un răspuns. Deci, concluzie. Vă trebuie modificat de forma raportului, da. În forma pe care eu sau așa am făcut-o și a supus aprobării Consiliului Local în noua formă. Doamna Spider, vă concepeți nouă, cu nouă formă a raportului, care se includă datele astea, să o supunem Consiliului întâlnit în momentul de față, aprobări. Să supune la vot propunerea, domnul președinte. Da. Păi, da, propunerea asta... Am completat ce a spus dumneavoastră. Propunerea modificării, modificării raportului argumentativ. Deci, în cele din urmă, nu s-a întâlnit Consiliul Local. Care? Nu. La data de 10. Nu. A, înseamnă că s-a trecut, nu știu, aș putea considera ca un fals, poate să-l spus picios. Da, da, cum vreți. Bun, mulțumesc. Deci, nu asta s-a aducat cunoștință ceva. Da. Colegii l-au luat cunoștință, au propus o modificare. Ara, da, am înțeles, asta am auzit. Am auzit. După aia trecem la propunerea, la aprobarea proiectului. Da. Supun la vot modificarea votului. Cine este? Împotrivă, abțineri, da. Așa. Supunem la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării făcute. Cu modificarea făcută. Menționați, ca să scrie și doamna secretară, că nu o să ne trezim cu acela. Am aprobat modificarea. Da, la... știu, dar acolo aprobările... Păi, dar îmi faceți mențiunea ca să știi că modificările făcute. Avem filmare, nu vă faceți nici. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Sunt. Împotriva, fie.
Da, trecem la proiectul numărul 3, pe ordinea de zi. Este gen rectificare. A trebuit să spuneți că noi n-am vrut să lăsăm, să se dezvințe spatele la mine. Domnul primar, împreună cu mine, am mers în comunitate, am încercat să... am vorbit, nu am încercat. Am vorbit cu fiecare persoană în parte, dintre cele implicate, care și-au luat copiii și-au transferat la mine. Motiv pentru care s-a creat ruperea de învățământ de acolo. În legătură cu da. Școala? Domnul Lazar, a fost prezent și dumneavoastră împreună cu noi. Părinții n-au acceptat readucerea copiilor pentru a se crea numărul de copii legizat pentru a ca școala respectivă să funcționeze. Da, și condițiile astea au fost forțați din personal să adoptăm. Iar copiii de acolo vor merge la școala, la școala care este mai aproape de ei și la care mergeau o parte din copii, la școala de la Livezi. Pentru că drumul de acces, după cum știm toți, dintre Bârsănești și Albele, este unul deficitar și care sperăm să, ca mandatul pe care noi îl avem, să fie unul rezolvat. În condițiile alea se va întâmpla probabil alte lucruri, adică vom reuși să reabilităm și să resuscităm învățământul de la Albele, când va exista drumul care va face conexiunea între comuna Bârsănești, între Bârsănești sat, și vom putea trimite microbuzul pe zona respectivă pentru ca să ducem copii, cum îi aducem și pe ceilalți. Sunt de acord. Da, am încercat. Deci noi am primit și am vorbit cu părinții. Dar ar trebui să trecem la alt proiect. S-a votat deja, s-a trecem la proiectul următor. Proiect de hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunii Bârsănești pentru anul 2020. Primarul Comunei Bârsănești, județul Bacău, având în vedere legea privind finanțele publice locale, numărul 273/2006, modificată și completată prin ordonanță de urgență numărul 63/2010, precum și prevederile legii numărul 15/2020, a bugetului de stat pe anul 2020. Facturile numărul 10.242 din 709/2020 cu valoare de 658.708,27 de lei și factura numărul 10.323 din 15.10.2020 cu valoare de 445.275,65 de lei pentru obiectivul de investiție modernizare rețea de drumuri locale în comuna Bârsănești, județul Bacău, finanțat prin prevederile 2. Factura numărul 5.621 din 23.11.2020 pentru obiectivul de investiție modernizare drumuri locale, drumul comunal DC158, comuna Bârsănești, Bacău, în valoare de 185.601,11 lei, finanțat prin PNDR 1, extrasul de copii care s-a verat suma de 658.708,27 lei din contul de venituri și cheltuieli la capitolul 42.02.65. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Bârsănești pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezente în hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul Comunei Bârsănești prin compartimentul financiar contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarul Consiliului Județean Bacău, Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău, Trezorerie Onești, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin grijă secretarului comunei conform dispozițiile legale. După fiecare dată când primim o sumă de bani de la Ministerul Dezvoltării, noi trebuie să o trecem prin Consiliul Local și după aia să vinem sumile. Aici, atâta e fiică. Eu știu, domnul. Nu, da, pus și la consilierii noi, ca să știm. Din Ministerul Dezvoltării dă bani nouă, noi trecem prin Consiliul Local și urmă dăm banii constructorului. Alte discuții? Vreau să mă spun la o discuție. Doar o singură întrebare. Aș dori ca domnul primar, fiind inițiator de proiect, să ne explice și nouă ce, pentru ce investiții sau ce lucrări s-a emis factura cu numărul pentru numărul 5621 din 2020 pentru drumul comunal 158 din satul Brătești. Pentru ce lucrări? Lucrările asfaltare, aia 110 metri de asfalt, rigolele. Domn primar, numai puțin, dar noi acolo avem un executant de lucrare. Eu, din câte cunosc, a venit alt executant de lucrare acolo. Domnule. Eu așa știu. De ce altul? Deci nu ne-a venit să ne termine lucrarea executantul de lucrări care ne-a amânat 3 ani. Factura asta, către cine ați emis-o? Puteți să ne spuneți? Către Transcarpat. Către Transcarpat, sigur, așa este? Sigur, dar nu. O să solicit să mi-e liberați și mie un exemplar. Ulterior, nu acum. Pentru că eu am niște informații că acea porțiune de la noi din sat care s-a făcut cu o altă firmă, nu cu Transcarpat. Acum, am cer scuze, trebuie să-i folosesc numele, n-am trebuia, dar asta e. Da,
Transcarpatul... Eu așa am alte informații. Vă explic situația. Transcarpatul nu are firmă de asfaltare. M-ați înțeles? El are colaborare. El avea nevoie de constructor. Da. Ați înțeles? Rigolele. Tot de făcut Transcarpatul. Nu, eu discut din porțiunea. Am spus că e porțiunea de asfalt, da? Transcarpatul a făcut contract cu o firmă și o asfaltat acolo. Dar noi trebuie să dăm bani la Transcarpatul, nu trebuie să dau bani la o altă firmă. Asta să știți, să dăm către executantul de lucrări. E clar. Bun. O să solicit. Am dat Dumnezeu și am făcut-o. Dar nu asta am contestat. Eu vreau să văd transparența decizională și a cheltuirii banului public, domn primar. Ministerul Dezvoltării din verifică absolut. Domn primar, eu nu am spus că nu este bine. Da. Eu nu știu de ce tot timpul considerați că eu nu este bine. Asta vreau eu să... Domnule, eu vreau să știu cum se cheltuie banul public. Da. Că aici la banul public participăm și noi, cetățenii. Cu taxe, cu impozite. Și eu vreau să știu exact. Eu de asta vă zic. Am o informație că acolo a venit o altă firmă și... Nu pot să-i dau numele momentan, care a făcut așa. Și mă gândesc, deci suspiciunea mea, aici se naște suspiciunea mea, că acea factură să nu se fi dus în altă parte decât, dar așa, că executantul, de știți dumneavoastră, executantul ne-a ținut, 3 ani de zile ne-a ținut. 3 ani de zile nu ne-a făcut drumul. Doamne. Nu, dar nu, doamne, erau ca o discuție, nu v-am acuzat de nimic deocamdată. Doar o să vin ulterior să cer și o copie, dacă puteți să-mi dați. Atât, mulțumesc! Aș putea să-ți răspund eu la întrebarea asta? Vă rog, dacă vreți să aveți niște informații... Dar o să primești factura, așa este convins. Cum? O să primești factura și o să vă convins. Bine, da. Facturile sunt evaluate de cel care asigură finanțarea de programul PNDB 1, cel deci care... nu poți să dai... ...măsura care asigură finanțarea de cărui... Cu cine ai numărat? Ministerul Dezvoltării și Verifică. Nu poți să dai. Asta. Eu am auzit o informație. Spațiul public al intermedierii, cum ați și nici în caz. Eu asta am spus, am auzit în spate public o informație și da, se naște suspiciunea ca oricare om, da? Au de discuție. Păi nu mai am, atât am zis. Păi au de discuție. Nu, mulțumesc. Propunem aprobării proiectului. Cine este pentru? Raportul de specialitate în sprijinul proiectului privind aprobarea actualizării planului anual de achiziții publice al Comunei Bistănești pentru anul 2020. Având în vedere prevederile legii numărul 98/2016 privind achizițiile publice cu modificări și completări ulterioare, prevederile articolului 12 și 14 din hotărârea Guvernului numărul 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică a acordului cadru prin legea numărul 98/2016 prin achiziție publică cu modificările și completările ulterioare și faptul că se datorește a se continua modernizarea iluminatului public stradal prin achiziționarea 50 de corpuri de iluminat cu LED, 50 de bucăți de sisteme de prindere pe sârbi, necesar să se aprobe de către Consiliul Local actualizarea planului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bistănești pentru județul Bacău pentru anul 2020 conform anexei. Și aici avem trecut de toate achizițiile care s-au făcut. Și am trecut și peste 50 de lămpi care le vom achiziționa, dacă. Trebuie să facă parte componenta planului de achiziție pentru că fără prezența în planul de achiziție acestea. Nu putem face achiziția în sine. Discuții. Dacă nu sunt discuții, trecem la... Aprobarea ministerului planului. Păi da, aprobarea ministerului. Cine este pentru? Trecem la legi numărul 5, da? Proiect de hotărâre pentru aprobarea și continuării acțiunii de modernizare a iluminatului public în Comuna Bistănești de Subacău prin achiziționarea 50 de bucăți de corpuri de iluminat cu LED și 50 de bucăți de sisteme de prindere pe stâlp. Primarul Comunei Bistănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă continuarea acțiunii de modernizare a iluminatului public prin... public în Comuna Bistănești și Subacău prin achiziționarea 50 de corpuri de iluminat cu LED și 50 de bucăți de sisteme de prindere pe stâlp. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul Comunei Bistănești prin compartimentul financiar contabilitate, compartimentul dezvoltare achiziții publice. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată instituției pertinente de județul Bacău, primarul Comunei Bistănești, compartimentelor financiar contabil, dezvoltarea achiziției publice. Prezenta va fi adusă la cunoștință publică prin afișare în condițiile lui prin grijă secretarului comunei. Raport. Spune-mi unde sunt necesari. Da. Pe scurt, nu trebuie să citim raportul. Unde sunt necesare? Unde sunt necesare? După cum știți,
perioada anilor anterior s-a făcut achiziție de lemn pentru iluminatul public pe toate satele componente ale comunei, dar au rămas câteva capete de ulițe care sunt fără iluminat public modernizat. În condițiile astea, noi ca și instituție trebuie la cererea cetățenilor să le instalăm și pe capetele cele de uliță lămpile modernizate care aduc o eficiență de iluminare și un consum redus la nivelul cheltuielii pe care consiliul local are cu iluminatul public. Și mai precis să aveți acolo. Și mai precis să aveți acolo. Da. Am o listă pe care eu împreună cu domnul primar am întocmit-o mergând pe teren la fața locului și văzând locurile care sunt vulnerabile. Astfel avem la Bursăne, Leul, da? Preorul Soaicei, Săuca, Druța, strada alunului Lanăstase, spatele bisericii la Glodosu, da, ulița bisericii, da, ulița bisericii la Glodosu. La Brătești, avem ulița bisericii în capăt care mai trebuie câteva lângă, ulița Ioan Nicu, Rusu Costică și ulița Voiculești. La Caracol, avem nevoie de câteva lângă pe Heleșteu, ulița Leca Florin Racu, iar la Albele, Valea Bisericii. Da, este capăt. La Caracol mai e strada cu este un ciriac. Poate ne-a scăpat la două, dar sunt în care vor trebui antenatele. Vom reevalua și reactorul. Nu am nici cealaltă. Mai e o distanță de trei stâlpi care arde. Da, o să vedem pe strada din care sunt lămpile ca și. Pentru că, ca și element de lucru, este posibil să se fie ars, unul dintre ele se răștepesc în locuit. În condițiile astea, noi am solicitat achiziționarea numărul de 50 de lemn necesare pentru completarea și eventual, în condițiile în care rămâne, vom avea de rezervă un număr de 5-6-10 lemn pe care să le folosim atunci când situația va impune, când una, două din lemn se vor arde și așa. Alte discuții? Da, vreau să vă întreb, domnule, inițiator de proiect. Domnul viceprimar, ați făcut aici o afirmație că a scăzut valoarea facturilor. Puteți să ne explicați sau să ne dați un exemplu concret, așa, aveți... Sincer, nu pot să dau un nu puteți, exemplu, acum. Pentru că n-am făcut evaluare, dar vreau să vă dau un exemplu. În condițiile în care, în 2008, noi aveam becuri de 150 de bani. Nu, dar discutăm de nouă perioadă de referință, ar fi 2016, că atunci am achiziționat pentru toată comuna. Dacă puteți face la această perioadă o referință. Nu, momentul de față nu pot să dau evaluare exactă. Bun, am înțeles. Să vă spun care sunt diferențe. Am înțeles. În care de becurile astea care sunt file de anul, sunt foarte repede, nu ține niciun rând de zile niciodată. Domnul primar, dar discutăm de achiziția din anul 2016 încolo. Noi, eu nu discut de alea dinainte. Nu, e clar. Mai sunt acum. Păi de astea spune. Nu este proiectul domnului Ieftinie, cumva? Nu este proiectul domnului Ieftinie. Nu, pe mine m-a interesat costul facturii, că s-a făcut referiri și la asta. Dacă există o balanță de, știu eu, de cheltuieli, să fac așa o părere. Dacă suntem la asociare, spunem 200 de pe toată comuna, poate... Da. Cam cât ar fi factura la curent așa pe lună, aproximativ? Știți? Dacă puteți să înțelegi. Să-ți informați de lucru. 6.000 de lei pe lună. Vara este mai ieftin. Mai ieftin, da. Mulțumesc. De 4.000, cam. Trebuie să luăm în calcul că înainte erau stâlpi, chiar și foarte des, în care nu era niciun fel de bec. Acum s-a accent fiecare stâlp. Deci în loc de 200-300 de becuri cât erau înainte, acum avem în jur de cât avem? 1.000. Da, comparativ factura, cât a scăzut, asta vreau să știți. A scăzut foarte puțin. 1.000 de lei a scăzut. Erau dăți că plăteam și 8.000 și înainte. Da. Deci oricum, beneficiul financiar este unul clasic. Becurile clasice. Când nu am exact la pentru că chiar dacă erau din 2 în 2 stâlpi, erau în care eu am găsit lampă de 500. Băieți au găsit din anul de ajuns. Vă dați seama, și consuma la 500 de la 30 de la seara. Alte discuții? Iar să termin și o idee. Iar pentru cei care sunteți consilieri noi, trebuie să știți că noi am luat în două tranșe. Deci a fost în mai 2016 și în 2017, nu? Tranșa a doua. Am completat. Deci s-a luat cât ne-a permis bugetul atunci, s-a luat în rate. Cât ne-am putut, ne-am putut dispune de finanțe și s-a
s-a achitat prima tranșă și am trecut la tranșa a doua. Deci în două tranșe s-a luat și, pentru că erau discuții mari și atunci că unii beneficiază de lumină, alții nu, am fost nevoiți să facem și tranșa a doua, iar acum a venit un definitivat, de fapt. Trecem la vot. Cine este pentru? Abține, vă duc. Dăm citire domnului primar pentru a citi proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor dispuse prin raportul de audit financiar privind contul de execuție bugetară pentru anul 2019 al Vatiei Bârsănești, al Camerei Curții de Conturi, Bacău. Primarul Curții Bârsănești propune articolul 1 se aprobă măsurile dispuse prin raportul de audit financiar privind contul de execuție bugetară pentru anul 2019 al Vatiei Bârsănești, al Camerei de Conturi, Bacău, conform anexe care face parte integrantă în prezenta hotărâri. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire către primarul Comunei Bârsănești, județul Bacău, prin compartiment de aparat de specialitate al primarului. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, Camerei de Conturi al județului Bacău, instituție prefectul județul Bacău și va fi comunicată prin afișare conform prevederilor care privind la secretarul Comunii. Aici o să vă dau citire capitolul care am fost controlat. Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul aferent anul 2019. Neconstituirea fondului de rezervă, începând de la anul, trebuie să facem, să facem bugetul, trebuie să avem și un fond de rezervă pentru un caz de o calamitate, în caz de altceva, de COVID sau alte fenomene extreme care vor fi. Abatere privind înregistrarea operațiunii de prudență financiar contabilă, neconstituirea garanției de materiale pentru persoanele care ocupă funcție de gestionare a bunurilor de materiale destinate de entitate, controlul financiar preventiv pentru propriu și controlul intermanagerial, abatere privind stabilirea evidența urmăririi încasărilor venitului bugetului local la termenele prevăzute de lege, impozite pe clădire și destinație mixtă ale persoanelor fizice, taxa pentru eliberarea autorizației sanitare pentru funcționare datorată de persoane juridice pentru obiectivele unde se desfășoară activitate pentru care se solicită autorizarea, venituri bugetare din taxe speciale, taxa PSI, abateri cu privire la executarea silită a creanțelor bugetare, inventarierea patrimoniului public și privat al Vatiei Bârsănești și angajarea, lichidarea, ordonanțarea de plată a cheltuielilor și bunuri și servicii efectuarea unor plăți la școala gimnazială numărul 1 Bârsănești. Înainte de a trece la discuție, vreau să vă adăug un lucru că părerea mea, conform regulamentului de funcționare și a codului administrativ, Consiliul din regulamentul de ordine și funcționare, vă citesc acum, secțiunea 4, atribuțiile Consiliului Local, articolul 22, alineatul 14. Consiliul Local îndeplinește orice și subliniez alte atribuții în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege. Eu cred că acest proiect ar trebui să fie doar informativ și de luare la cunoștință. Și nu cred că suntem noi în gradul să aprobăm niște măsuri dispuse, niște măsuri de către o autoritate publică de control. Deci, părerea mea, va fi un proiect doar informativ, de luare la cunoștință, și nu cred că avem noi ce să aprobăm la el. Dacă pe parcurs UAT-ul va considera necesar să facă un proiect pentru a duce la îndeplinire măsurile dispuse de Curtea de Conturi, asta e altceva. Dar nu cred că suntem noi în gradul să aprobăm, și subliniez, să aprobăm măsurile dispuse de către un organ de control. Discuție. Da, într-adevăr, aici e vorba despre un raport de audit financiar. Totuși, domnul președinte, în conformitate cu dispozițiile legii care ați menționat-o mai înainte,
în ședințele de Consiliu Local să dezbat și rapoarte ale altor entități statale, ca păi să spun așa. Deci dezbatem informativ. Asta nu sunt eu. Deci este să dezbat și rapoarte și tot. Când se dezbat aceste rapoarte, trebuie să facă niște propuneri. N-am venit aici noi numai să dezbatem și am plecat acasă. Trebuie să formulăm niște propuneri. Așa ar fi corect. Acum, la felul cum este formulat proiectul de hotărâre, eu zic că n-ar fi chiar o problemă, să zicem, să-l dezbatem și să avem o hotărâre pe aceste chestii. Pentru că se cere, dacă vă uitați la fiecare sarcină care s-a conturat de către Curtea de Conturi, sunt niște sarcini care trebuiesc îndeplinite și cad și în atribuțiile Consiliului Local. Multe dintre astea de aici. Bine, autoritatea executivă, primarul și primăria trebuie să pună în aplicare. Dar multe dintre astea cad în atribuțiile Consiliului Local. Am citit și eu astea. Așa. Deci eu nu știu. Opinia mea ar fi să-l dezbatem ca proiect și să-l și aprobăm ca proiect. Mai am o altă propunere. Am înțeles. Eu mi-am exprimat opinia. Eu mi-am exprimat și opinia ca și dumneavoastră. Mai am un proiect. Ceva ce au ordonat deja cu telefonul. Păi da, dar au stabilit niște termene aici, iar noi trebuie cumva să... Aparatul de specialitate. Da, am spus, astea sunt niște sarcini care cad în atribuțiile Consiliului Local, totuși. Sunt. Eu mi-am exprimat și opinia. Dar mai vreau să mai adaug ceva. Mai văd aici, la finalul tuturor documentelor, mai văd un proiect de hotărâre care zice aprobarea măsurilor dispuse prin raportul de audit financiar privind contul de execuție bugetară pentru anul 2016. Mai văd aici un proiect. Ce-i cu el? Dar citiți în continuare. A cui e raportul ăla de audit? Comuna Bârsănești. Al Camerei de Conturi Bacău. Deci, am spus raport de audit financiar privind contul de execuții bugetare pe anul 2016. Așa scrie aici. 2016, eu l-am. 2016, da. 19. Vine să vi-l arăt? Și eu l-am 16. Nu, contrativ, eu l-am 19. 16, da, și eu l-am 16. Deci, haideți să vedem. Și aici sunt dispuse la fel, niște măsuri. Și aici sunt dispuse niște sarcini și măsuri care trebuie să fie executate de autoritatea executivă, care este instituția primarului. Care au fost aprobate în 2017. Da, dar ce e cu proiectul ăsta? Îl dezbatem acum după oară. Deci, orice... Lăsa-mă cu niciun greșat. Deci, eu am lucrat pe scheletul proiectului de hotărâre care are aceeași reglementare, înțelegeți? Atât că în locul legii 215 s-a introdus prevederile codului administrativ și l-am luat ca model. Deci am luat nu conținutul tabelului, am luat tabelul ca model, am luat proiectul de hotărâre ca model și am lucrat pe ele, actualizat și raportat la raportul Curții de Conturi pentru anul 2019. Aici nu face referire asta, doamnă secretar. Aici face referire la anul 2016. Deci aveți, eu vă trebuie un lucru. Aveți proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor privitoare la raportul de pe 2. Tocmai de asta eu am solicitat, m-am prezentat cu o oră înainte în această ședință și am solicitat aceste documente. Atât președintele de ședință, cât și domnul primar s-a eschivat, au refuzat să-mi prezinte niște, să văd și eu acest raport, atât am cerut, să-l văd și eu cum l-am tocmit. Adică raport oficial vreau să-l văd. Dar eu m-am întrebat ceva și opuliți răspunsul. Nu, dar stați să vă explic. Acum eu păi da, vreau să clarific. Bun, vă rog, spuneți. Spune. A spus că a primit doar hotărârea, proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului Curții de Conturi pe 2016. Domnul Gan, uitați-vă, aveți cumva... Și. Le-am primit pe amândouă și eu. Deci, și 19 și 16. Deci, eu am lucrat, avându-l ca schelet, ca model, pe cel de la... Și atunci ce facem cu el? Trebuie scos de pe ordinea de zi, nu putem dezbate. Dar nu e pe ordinea de zi, domnul Ion. E pe ordinea de zi, păi, dar atunci... Cum aici... să fie pe ordinea de zi raportul din 2017? Doamna secretară, aici am un proiect de hotărâre. Este proiect de hotărâre, doamnă, care este făcut aici. Și ați făcut o referire... Pe 2019. Pe 2019 am alt proiect. Nu vreți să înțelegeți. Deci eu am luat din cuprinsul ședinței, din aprilie sau când a fost, din 2017, ca să-mi servească ca model, să pot lucra pe scheletul cerului. Și atunci care e rațiunea lui de aici? Mă lăsați să termin?
am bucuria să vă spun. Dar se pare că nu-mi interesează pe tine. Bun. L-am luat cu copy-paste. Am înțeles. Din fișierul Word. Da. Din ședința care a avut loc în 2017, pentru raportul din 2017, da. L-am modificat și l-am făcut în forma pe care v-am prezentat-o vis-a-vis de raportul pe 2019, dacă nu aveți răbdare. Am două. Și am uitat să-l scot cu dinit pe cel pe care îl curiase din 2017. Asta aici. Poate și nu. Și dacă ați fost un pic atent, pentru că studiul comparativ e bun pentru toată lumea, nu e copy-paste din 2016. Aici arată altceva și îți arată că s-a spus. Deci ați înțeles sau vreți să vă mai spun? Eu am înțeles ce spuneți dumneavoastră, am înțeles, dar nu înțeleg. Deci nu sunt două proiecte de hotărâre cu aprobare de presupere a faptele din 2016 și 2019. Iar faptul că l-am șters eu, practic, a fost promisiune. Deci ăla nu este pe ordinea de zi. Punct. Apare ca proiect, da? În fine. Eu l-am primit ca proiect. Deci nu apare pe ordinea de zi. Doar acum mai suntem la instituții. Deci proiectul scrie destul de clar. Execuție bugetară pentru 2019. Și avem măsurile dispuse. Raportul de audit financiar bugetar pentru 2019. Aia de câte am trebuit la domnul secretar, o omisiune de aduse că nu trebuia să-l trimite de la din 2016. A fost o greșeală de aduse. Dar noi le-am venit înainte. Noi le-am trimise și pe cele din 2019. Măsurile impuse. Deci avem din 2016 un model de lucru și doamna comisă știa după ce a finalizat. Noi de fiecare dată dăm pe data de 10-a 2-a 2021, dăm la curte de conturi ce am și am făcut. Dacă am dus la îndeplinire, cine a lăsat? Sunt termeni de până în fiecare de conturi și nu poți să te spesire pentru că m-au ghidit și bine. Deja aici noi l-am ales și am uitat pe data asta și am 2016. E o procedură standard pe care noi suntem obligați să respectăm și dacă nu respectăm, suntem dacă nu altă plată. Ne-am lămurit? Da. Și proiectul? Da. Statul să punem la plată. Măsurile. Cine este pe? Cine este pe? Dar trebuie să ridic și o mână obligatorie, eu sunt împotrivă. Da. Nu, nici vreau. Nu v-am explicat. Eu sunt împotrivă motivat de faptul. Că la începutul ședinței și chiar la fel, am solicitat să-mi dați un document să văd, original. Ați refuzat în vehement, domnule președinte, de ședinței, iar domnul primar, ca inițiator de proiect, a omis să mi-l dea. Nu știu care e cauza, dar mă rog. A refuzat vehement. Eu la mine, când am la ședință cu comisie... Este înregistrat, o să vedeți. Da, nu am primit nicio cerere înregistrată să văd și dar nu trebuie să facă cerere. Ba da. Domnul, da, dacă vreți să am, să luăm pe bază legală, da. Uitați-vă spuneți de transparența decizională. Prin care să vă licitați acela. Deci a încheiat-o dumitare, nu eu. Problema este următoarea. Noi, consilierul local, avem garantat să ne se pună la dispoziție toate documentele. Ați cerut? Și nu vi s-a dat? Am cerut, am cerut. Da, la domn primar, când am venit la ședință cu vreo oră mai devreme, l-am gândit să-mi dea și mie. N-a avut, da. Mă rog. Așa funcționează, probabil, cum să spun eu, între Consiliul Local și Primăria Bârsănești, probabil așa funcționează relațiile dintre noi. Alte discuții. Păi da, salut, da. Vezi că nu se merge la noapte, dacă vreți să merge. Trecem la diverse. Trecem la diverse. Din ce parte, care o să întâi la primul? Domnul... Benanci. Domnul Benanci. Domnul Lata. Eu ce vă zic? Ar trebui să ne prindem în voră cu toții, indiferent de culoarea politică, așa, și să dăm exemplu la cetățeni, că cetățenii așteaptă multe de la noi. O altă problemă, s-a apropiat sărbătorile, eu vă zic celor... Mai avem un celor... Când? E 28. Mai vine Crăciun. Știu, da. Un Crăciun fericit la toată lumea și la toți cetățenii din comuna Bârsănești. Eu la Brătere s-a făcut o mașină de balasă acolo la intrare. Pe partea dreaptă, cum ar fi, la ieșor din Grătești.
partea dreaptă, acolo este tot noroi un asfalt. La cine? La... La Anghelescu, acolo. Pe partea dreaptă. Ghiț, acolo. Pe partea dreaptă, nu? Da. Și aici la Ciușină, aici tot așa la bănării, tot așa o mașină de balasă, tot așa scoate noroi în stradă. Da, așa mă și cu camera din stația de autobuz acolo, că s-o furat de la... Dacă funcționează sau nu funcționează. Al doilea loc unde vine Andrescu și acolo? Cu balastul aici, la Ciușină, aici, la Bărării. La Bărării, nu știu ce la Ciușină, nu? Da, și când iese toate, tot pământul iese prin asta. Cu camera asta de la stația de autobuz, că s-o furat de la balustrade. Și trebuie găsit. Spune, spune ca să știu ce să scrie. Ochii de pisică. Cu ochii de pisică, acolo, cu balustrade. Identificarea pe care de plan de vedere. Din zona stației Miron. Identificarea cu camerele de la ZD. Acelui care a furat. Ochii de pisică. De pe balustradele. Din zona stației Miron. Dacă au trecut două săptămâni, nu se mai poate depista. Sau de pe balustradele. Din zona stației Miron. Da, dar noi camera aia din stația acolo de la Rodica. Vedem cum putem face pe ea. Spuneți care e problema. Camera nu funcționează. Deci camera a fost levată din dreptul cui? Stația de la Rodica. De la doamna Pestea. Da. De când merge, când nu merge, noi am rezolvat una dintre camere care era problemă cea de la Rădubenea, așa a fost băiatul zilele de ieri, a fost și la, a rezolvat problema cu ea, o să dăm sarcină ca și cealaltă cameră. Aia momente când merge, aia momente când nu merge. Da, pentru că a fost o vizită. Pentru că avem o intenție și extindere. De exemplu, la terenul de sport de la Rădosu, deja am început să vandalizeze. În loc să aprecieze faptul că a fost făcut un teren elegant, în condiții de standard de calitate superioară, am văzut că deja au dat picioarele, au rupt plasele, au rupt băncile de la, din părculeț, au distrus tombelutul ăsta, o chestie recivilizată, eu ar vrea, și nu care vrea. O să fac lucrul ăsta, după conținut care găsim poliția acolo. La fotbal, eu o să vin și să vă întreb dacă este corect ce se întâmplă acum. În loc să fiți mulțumiți că este un spațiu decent în care se desfășoară activitatea, unii colegi ai voștri, cei tineri care au jucat fotbal acolo, au înțeles să distrugă spațiul ăla. Este o chestie nefirească și amuzantă. Nu o să punem camera acolo pentru a identifica, la fel pe cei care se dedau la acte de vandalism pentru spațiul care merită apreciat. Ce mai ușor facem? Nu știu cine a răspuns, domnul Vigi. Era un băiat. Da, te puteam să vă întrezi. Domnul Măseam, o secundă. Merg pe rând. Domnul Vici, o răspuns acum. Solicit la camera de la Cristian Rodica să fie un pic înălțată, dacă este posibil, adică în vizual, pentru că dacă rămân în aceeași poziție, o stâncă din nou. A fost lovită cu bățul mea de 3-4 ori, cred că l-am sunat pe domnul primar, că era lăsat în jos și pe fostul vice, era împinsă ca să nu se poată vizualiza. Deci, cred că măsura este înălțarea ei, ca să nu mai ajungi. Acestea care se ocupă de monitorizarea asta. Camera și eu să rezolvă problema. Sau notată din partea de la Rodica, dacă e de acord. O să analizăm situația și să vedem cum. Adică să fie în așa fel încât să nu mai poată ajunge la ea. Au apărut, deja nins un pic, au apărut probleme cu noi, au început să sune telefoanele. Toate punct din interes local, ar trebui monitorizat bine, ca să nu avem nicio problemă, să nu mai fie problema vandalizării sau orice. O secundă, lăsați-l, domnul Blana, am zis că a terminat. Am fost cu gunoi, de la strada aia, poetul închirea, că nu s-a luat gunoi săptămâna trecută și au început oamenii. Dar au fost săptămâna, nu s-a luat. Nu, nu s-a luat. Săptămâna trecută nu s-a luat, când m-au sunat două familii. Da, da. Ceva cu gunoi. Lăsați-i săptămâna viitoare. Cum se cheamă strada? Cum se cheamă? Poetul închirea. Da, dar miercuri acum s-a luat. Da, dar pe miercuri mai zis că a fost zăpat. Dacă n-au cauciucuri la mașini, nu? Paralelă cu noi, paralelă cu mine, partea celălalt. A, partea care iese și la din nou. La Mihai Pavlu, pe care aia, partea aia. Și am mai ridicat-o și să vedem în funcție de posibilități. Haideți să trecem la ce am solicitat pe cursul anului viitor,
să începem să amenajăm parcările astea. Măcar balastrate prima dată. E necesară pentru că facem niște puncte de parcări. Pentru că acum s-a mai asfaltat, s-a făcut șanțuri, nu mai e loc nici de parcări pentru mașini. Doamne ferește, vin mormântări, sunt nunți, eu știu, pomeni, se blochează drumul și e necesar, cel puțin, nu o să fie pandemie, o veșnicie, dar Cristian Rodica aici de Vale, să mai fac nunți, să mai fac... Hai să spunem în stația, prima stație de autobus, nu mai folosim numele... Dar repet că știe toată lumea așa, da. La Troiță, și din vorba. Drumul spre Mănăstire, intersecția cu drumul spre Mănăstire, pe numai concret. Exact. Mai bine. La stația de autobus și la da. Numărul 1 și am terminat. Și cred că e necesar. Aici se poate tăia sălcile de acolo până jos, în față la Gavriu, se pot face parcări în cap, am calculat într-o zi, cu vreo 15 mașini pot încap acolo. Deci asta pentru perspectiva unui viitor. Foarte mulțumesc. Și eventual în zonele în care nu aveți moment. Păi, dar noi în avem, cum faci? Da, noi vrem să... Așa. Deja, da. Bine. Eu vreau să propun, adică eu vreau să pun în discuție următorul lucru. Când a căzut zăpada, nu știu, echipajele astea de zăpezire au venit foarte târziu. Mă refer aici pe drumul județean 116. Știu că ăsta nu este în administrarea Consiliului Local, dar cred că nu ar fi fost... să zicem greșit, dacă domnul primar ar fi depus diligențele necesare să-i sensibilizeze pe cei de la drumuri și poduri ca să vină să dezăpezească drumul. La 12 noapte eram în Brătești și am sunat. La 12 noapte eram în Brătești cu băieții de la primărie. Am dat pe pensele din sat și am sunat. Vorbesc de drumul județean 116, domnul. Da. Da. Nu, păi am fost în Brătești, dar am sunat la 12 noapte. Era coleg. Și am zis, domnule, trimiteți mașina. Domnule, o avem suspendată în Berzuț, nu o putem scoate de acolo. Și rezolvați situația. Da, am înțeles. Sargentul de forță mă dă. M-au sunat oamenii de Brătești, am zis că o spune la Băleana. Da. E completare. Da. Da, nu mă deranjează, nu mă deranjează dacă aveți un asta era ideea. Asta era ideea. Hai să înțelegem și să ținăm cuvântul că... Deci problema era asta. Dar ce a spus domnul... Da, ține rândul, Tatiana. Da, una completare și un subiect distinctiv. Vă notați? Și în momentul în care vi se dă cuvântul, atingeți toate punctele pentru care aveți o opinie. Da. O altă problemă am văzut în, că este menționat în procesul verbal de ședință. Domnul Blănaru mi-a adresat niște întrebări referitor la, să zicem, cum s-a acum decurs situația din ședința trecută și de ce am aprobat regulamentul de anul trecut și acum nu. Vreau să-l informez pe domnul consilier Blănaru că acum este un alt regulament față de ăla pe care l-am votat noi în 2019. Are modificări consistente în dispozițiile prevăzute în articole de la acest regulament. Drept dovadă, eu l-am contestat și îl voi contesta în continuare. Nu se aliniază cu Ordonanța de Guvern 57 din 2019 privind codul administrativ, se încalcă grav drepturile și libertăților consilierilor local ca să funcționeze în Consiliul Local. Achiesez la afirmația domnului Preda că, na, dumnealui poate nu cunoaște termenii juridici. Pe domnul Blănaru jignesc dacă spun că, na, am studii, na, nu mai zic, încerc, scuzați-mă dacă vă mai spun așa ceva. Totuși, am studiat foarte atent atât dispozițiile din regulament, din nou regulament, cât și din lege, sunt lacune grave. Vreau să mai informez tot pe domnul Blănaru că a făcut o afirmație. În primul sau al doilea? N-am înțeles. Ai spus că erau lacune în amândouă. La primul am făcut niște amendamente, doamna secretară știe, că împreună ne-am consultat. La al doilea, la regulamentul ăsta de acum, sunt foarte mari, grave. Sunt... La primul și la al doilea erau acune multe. Na, cer scuze, poate mai... Na, greșesc. Acum, data viitoare o să-mi redactez, domnul Blănaru. Data viitoare am să redactez și să vă dau concret. Eu știu că dumneavoastră sunteți foarte pornit în mine și știu și de ce.
Dar nu contează, stați liniștit. A doua problemă este așa, ați spus tot așa, ați făcut o afirmație că noi suntem consilieri aleși cum suntem aleși. Da, mandatul meu de consilier local este prin redistribuire de voturi. Dar și dumneavoastră, dacă ați fi candidat ca mine, nici cât mine n-ați fi luat voturi. De altfel, la mandatul trecut și dumneavoastră ați fost consilier local tot prin redistribuire de voturi. N-ați fost consilier ales de către cetățeni. Dacă e să explicăm așa. Totuși, n-am terminat. Nu mă puțin mai dați-mi voi. Dați-mi voi. Da, și n-ați răspunsul după. Dar vă mergeți din țară voi personal? Nu, nu, nu. Doar vreau să spun. Deci vreau să... Dacă mă întrebeți, nu știu. Bun, aștept. Nu, nu, lăsați-mi să termin după aia. Lăsați-mi. Clar. Da. Deci asta am vrut să spun. Da, mulțumesc. Deci îmi permis, dar domnul președinte, să-i dau răspunsul la... Bă. În mandatul trecut, voturile au venit de la Caraclău și pentru el, nu numai pentru mine. Deci eu de la Caraclău și din Bârsănești, de care am răspuns eu Caraclău-Bârsănești, eu mi-am scos mandatul de consilier. Ca președinte puteam să-l îndepărtez, așa cum a făcut și Dumnezeu să-l ierte Sanciu și celălalt care a fost. Deci eu mi-am făcut voturile, nu mi-a dat nimeni, n-am cerșit de la nimeni niciun vot. Tu nu ți-ai făcut voturile nici la tine. O să vedeți evidența. Eu cred că rezultatele de la alegeri au spus totuși cu asta. Domnul președinte, pe mine mă întrerupeți în continuu când altul vine peste altul. Pe mine mă întrerupeți, nu-mi dați voi. De ce veniți cu asemenea abordări, domnule? Cine sunteți dumneavoastră să veniți cu asemenea abordări? Păi când pe toți i-ați oprit, pe mine de ce nu mă lăsați să-mi spun, da? Păi și de ce nu te-ai terminat? I-am spus domnul Bănaru să termini și să te... Nicio problemă, o să vedeți, o să fac să-i să zic. Nicio problemă. Mai departe cât mai mult. Gata, am terminat. Am terminat. Da, la noi acolo mi s-a adus la cunoștință băiatul ăsta cu handicap locomotor din partea de sus a satului. Cum îl cheamă? O să dau nume? Valeriu. Ghinea, parcă. Ghinea Valeriu, nu? Da. Da, și niște vecini de-a lor spune, practic, în iarnă, el depinde de mașina aia lui. Da. El, dacă nu, vă dați seama, dacă a intrat într-un șanț sau undeva, nu mai are cum să iasă. Și de asta, un tip balastat drumul ăla, ceva făcut, că e acolo spre Voicu, spre Voiculești, așa, e un pic lăsat drumul. Dacă cumva derapează, Doamne ferește, nu are ce să o mai scoată de acolo, că el, săracul, practic, nu poate să iasă din... Da, cam asta. Da? Nu, principiu. Doar o curiozitate, dacă... Dar cum se poate desfășura anul ăsta tradițiile? Vor fi în regim normal sau vor fi îngrădite de... Întreb în primul rând pentru cei care investesc, cum ar fi ursul, capra... Deci vor fi îngrădite din legeri, fiecare dacă își face pe control propriu. Eu nu pot să dau nicio autorizație, nici nu pot să organizez în fața primăriei un eveniment care să aglomereze, să facem o aglomerație de 200-300 de locuitori, de cetățeni. Da. Aici am vrut să ajung să întreb pentru autorizații, dacă vor putea să o primească, fiindcă vă dați seama, cheltuiala e enormă pentru fiecare din ei și... Nici la Bacău nu se organizează nimic. Deci cum ar veni, am compromis. Am... Nu pot să mi-asum o răspundere la care eu să fiu sancționat. Ar veni să ai emis, domn primar, să ai emis de către autoritățile centrale, parcă lege sau da, ordine, nu mai rețin exact, prin care nu dă voie mai mult de la grup de 6 persoane. Da, da. Sunt rest interzis. Da, sunt curioasă, adică în moment foarte curioasă, care vor fi costurile pentru gunoi pentru anul 2021. Da, o să avem cineva reședință. Da, tot felul de tot felul și tot referitor la Brătești, fac Brătești ca și serviciu, e o problemă cu câinii. Deci, într-o zi, dacă eram eu vorbe, am lucrat un copil, deci am fost la fața locului. Și mai ales în fața bisericii, acolo nu este normal. Să fie 50 de câini acolo. Da, e o problemă mai veche. Da, e și a mai fost sesizată, cred. Ținând cont că m-am văzut cu acolo. Da, mai am fost, da. Și dreptul. Eu cred că problema în cazul unei comune ca în materia privilegii e identificat proprietarii și sancționat. Pentru că nu știu dacă e normal ca proprietarii lor să-i lese liber după bunul plan.
Deci ar trebui identificat și sancționat. Pentru proprietar. Este cineva care se ocupă de hrana lor, domnul Boaru, care în fiecare zi le aduce mâncare. Este interzis prin lege. Păi este interzis prin lege, dar noi identificat și sancționat. Trei lucruri ăsta, pentru că a fost o persoană care i-a rupt acasă curcile și așa, noi am primit sensizarea, am mers acolo și am vorbit, dar degeaba. Ne lovim de un zid, pentru că dumneavoastră nu vrea să reacționeze niciun fel, continuă să facă lucrul ăsta. Și nu știu, va trebui să dispunem până la urmă hotărârea de Consiliu prin care noi să putem interveni cu o firmă de calisaj, să strângem câinii, să-i depozităm undeva, să-i castrăm și să creăm o depoziție. Să ducem la depozit. Va trebui să concepem primarul la cele la mod de rezolvare a problemei. Am discutat. Da, așa este. Ce spuneți dumneavoastră este foarte real. Problema este că trebuie sesizat din start autoritățile judiciare competente. Pentru că prin hotărâri de Consiliu Local ce să hotărâm? Este o activitate care cade în sarcina autorității executive. Dacă, exact cum spunea și domnul președinte ședință, dacă sunt suspiciuni și informații, trebuie sesizate autoritățile competente și să ia măsuri împotriva persoanei. Este infracțiune. Da. Consiliul Local înseamnă implicare prin susținerea financiară. Pentru că noi nu vom putea să contactăm o firmă de calisaj care să strângă câinii. Dar am înțeles că nu avem unde să-i ducem. Așa am discutat la mandatul trecut. Trebuie să găsim soluția atunci când vom adăta. 500 de lei de un câine. Vă dați seama câine. Să prevedem în bugetul pentru anul viitor, haideți să prevedem și această activitate și să o punem la îndeplinire, că este este un disconfort al cetățenilor, este clar. Eu cred așa că... Vorbim și alte lucruri în comunitate. Haideți să prevedem. Alte state unde se întâmplă același lucru și cum va trebui să identificăm fiecare lucru în parte și să luăm măsurile nu doar pentru Plătești, ci pentru toată comunitatea care are probleme de genul ăsta. Vă mai pot aduce așa în completare la ceea ce v-ați exprimat dumneavoastră, să știți că nu numai Brătești problema asta. Am înțeles și eu ce am auzit de la alții, că mai aduce câini și pe partea din Târgu Ogna spre Găleana acolo și același lucru. Deci, persoana în cauză trebuie identificată, trebuie dovedit la ceea ce face. Problema este, vine cineva să depună o mărturie? Aici este problema. Sunt destui martori, da? Avem destui martori. Vine cineva? Nu, asumarea de răspundere din individuală este la sănătorii, pentru că așa suntem noi. Știi, întâi băgăm bățul în gar, vedem ce face și așteptăm ca alții să ia decizii și să ia măsuri, iar noi când e nevoie de o simplă confirmare. Că uite, domnule, eu mi-asum răspunderea să spun că eu, Xulescu, din zona Bătești, nu știu unde, sau din zona Albele, nu știu unde, sau Bârsănești, sau Caraclou, să sesizez lucrul ăsta, pun știință și susțin în fața dumneavoastră, cam eu și caut la dumneavoastră un mod de rezolvare a problemei, pentru ca eu să nu mai am disconfortul ăsta. Dar atunci vom vedea cât de greu este să găsim pe cineva care să-și asume răspunderea asta, care este o chestie simplă. O răspunde cetățenească, adică un om al comunității, și așa răspunde, domnule, da, bun, uite, eu spun lucrul ăsta și mi-l asum ca atare. Păi și asta ce ar trebui? Să strângem semnături cu date din toată? Să primim sesizările la oameni, ca o petiție semnată de 5 oameni, 10 oameni, 7 oameni din zonele vulnerabile, pe care noi să le luăm în calcul și în baza căreia noi să facem un referat și să adoptăm hotărâri de Consiliu care să rezolve problema aceasta. Domnul viceprimar, eu zic în felul următor. Deci eu cred că este destul de garantată opinia unui consilier local când vine și prezintă aici în Consiliul Local această situație. Nu cred că trebuie să aducem nu știu ce documente, nu știu ce să aducem probe. Eu cred că e destul de argumentat opinia unui consilier și care vine și își prezintă în fața Consiliului Local. Eu cred că se poate dispune o măsură și prin simplu fapt că își aduce la cunoștința Consiliului o problemă. Eu cred că se poate rezolva și fără. Dacă vreau să te asumați asta, împreună cu Georgiana, care a dus în discuție așa, efectiv, faceți un referat prin care informați Consiliul de lucrul ăsta, îl învață la fără, să noi cunoaște situația asta. Și am rezolvat dacă credeți că asta este rezolvarea. Discutăm fără nicio fel de problemă. Domnul viceprimar, să cunoaște situația asta este... S-a mai adus în discuția primăriei Bârsănești la mandatul care s-a încheiat mai înainte și... Dacă facem un referat, domnule, facem un referat pe care semnează 2-3 consilieri din zona Brăteștiului și din celelalte zone la care... Doi câini am dus la Onești, care erau la... 50. Haideți să eu spun aici. Eu, mâine vine. Luni o să aduc eu o sesizare de primărie. Cu câinii vecinilor. Garantat. Cu toate că știu că o să mi-i pun în camp. Zona noastră, de zona Brăteștiului. O să mi-i pun în camp, dar eu o să fiu primul care să fac o hârtie. Pentru că copiii nu pot ieși din curte din cauza câinilor. Mai ales că unul dintre ei, care au avut și curajul să reclame la poliție, așa, are de câini lupte. Negri care stau libertate toată ziua. Și nu știu cât e normal lucrul ăsta.
Deci asta e doar un exemplu, nu am dat nici nume, ci da. Dar o să se vadă în petiție. Da. Cu asta am încheiat discuția. Domnul Pușcaru, scuze. Și eu, tot până. Eu sunt un consilier nou și sunt și un tip foarte emotiv, dar vreau să vă spun că ar fi bine să punem cap la cap și să mai ajutăm discuții care prelungesc lucrurile felul ăsta. Sincer vă spun, nu știu. Nu fac nicio aluzie, nicio problemă. Haideți să ne punem cu toții cap la cap, e păcat. Mai bine să ne batem pentru lucruri care, pentru care a fost trimis aici, nu pentru lucruri care... Mai mult de fond decât de formă. Da, cam atât am avut spus. În primul rând se aloce un timp la discuții, un timp de vorbire, să nu mai lungim și să respecte când e bine rândul unui consilier să-și ducă până la capăt toate problemele și să se dea răspunsul cel care trebuie după apă. Al doilea rând, am rugat și încă insist pe chestia asta de completat cu ambele oameni, deoarece, dau un exemplu scurt acum, s-au dus containerele la Sandu Gavriu, noaptea la 12.01, cineva care nu știm cine le-a adus, le-a trântit la toate la acolo, aproape că se răstoarnă, e o mizerie de nedescris acolo. Pe când acolo putea să fie, mai ales că vine timpul de iarnă, să, din punctul meu de vedere să nu vină, că nu-mi place iarna. Acolo era un loc de refugiu. Dacă și așa s-a făcut foarte prost podul ăla prin pantă, dar cu mașină pe timp de iarnă calcă acolo, se poate duce în grajul Tudorii. Și foarte multă mizerie acolo. Foarte, foarte multă mizerie. Iar dacă erau camerele lui Armeteri, eu am întrebat ce ne-a adus. Nu știi. Să leagă, nu știi nimic. Nu, tot de acolo, de la... Și stă foarte rău, este la drum, este urât, urât, ne urât, acolo, urât. Ne ducem în partea aia de sus, acolo, la... Este bine la Vergina, asta este atâta loc acolo. Nu asta, la San Gavriu, este loc acolo. De ce să ne ducem tu mai în partea aia altă, că noi toți trebuie să mergem cu lucrurile... Sandu Gavriu, poate să rămână acolo. Este spațiu, este loc. Se poate face exact ce a spus domnul Blănaru acolo și pentru mașini. Eu îmi țin și eu o mașină acolo, au pus stăpânire, că ia-ți mașina de acolo, du-o, fă, nu mai e voie, de ce? Mă rog, în afară de asta, doresc un Crăciun fericit, să ne întâlnim cu bine, să ne fie un an mai bun ce urmează, să fim și noi mai buni între noi. Și mai liniștiți. Tot aia. Crăciun fericit. Da. La domnul vice, domnul Da. Eu totuși sunt optimist și remarc un fel scuze, de... Scuze, am început cu petardele deja. Uite, mi-am notat aici ca să... Aseară, la ora 8, am alungat pe 5 copii de la poartă, dădeau cu petardele de... Ce magazinele care... Valabil și pentru domnul vice și... Dacă îmi permiteți, eu nu știu cine era. Aia că mi stau la marietă, la poartă. Nu-i vorba de vânduti, vorba că trebuie luat măsuri cu ceva, nu știu, cu copiii ăștia, pus afișii, le-a spus că chem poliția. Cel mai simplu. Colaborarea dintre noi ca, și, ca executiv și Consiliul Local să fie una fructuoasă, eu nu doresc altceva decât ca fiecare ședință pe care noi o avem să fie un proiect înainte, un pas spre binele și dezvoltarea comunității pe care noi o reprezentăm, noi împreună cu dumneavoastră reprezentăm. Dialogul și înțelegerea dintre noi executivi și dumneavoastră, Consiliul Local, trebuie să fie în continuare elementul decisiv, elementul care să ne dea motivare și să fim mândri că oamenii care ne-au adică oamenii care ne-au votat să fie mândri de noi că am reușit să facem, să ducem la îndeplinire proiecte pe care ei și le doresc. Mă refer la toate tipurile de proiecte, atât de infrastructură, atât în plan social, atât în plan tineret, de învățământ și tineret.
în plan cultural. Avem o groază de proiecte pe care trebuie să le ducem la definire și chiar îmi doresc ca în fiecare domeniu să existe proiecte pe care noi le realizăm și de care oamenii pe care îi reprezentăm să fie mândri și mulțumiți de ceea ce am făcut. Iar atunci când aveți sesize, pentru că am întâlnit cu situația de la noi, când n-am știut despre ce e vorba. Vă rog, cu cea mai mare încredere, să ne sunați pe fiecare dintre noi, pe mine, pe domnul primar, și să ne spuneți, pentru că noi nu putem fi prezenți în fiecare zi, în fiecare loc. Avem atât de multe activități de dus la îndeplinire, încât sarcina este una foarte grea și foarte mare. Atunci când aveți o problemă pe care dumneavoastră o semnalați în comunitățile din care veniți, să ne aduceți la cunoștință, pentru ca noi, în cunoștință de cauză, să putem interveni în măsura posibilităților pe care noi le avem. Deci este o chestie pe care mi-o doresc și o comunicare pe care noi o să avem în permanență. Și ca și ceilalți consilieri, doresc ca sărbătoarea care vine a Crăciunului să fie una benefică, să fim mai optimiști, să trăim cu adevărat un spirit al Crăciunului care să ne conducă către bine, către confort și către ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat, să fim mai înțelegători și mai buni cu alții. Da, domnul, din partea primăriei și a mea personal, aș vrea să doresc tuturor cetățenilor sănătate, sărbători cu bine, iar anul 2021 să ne aducă belșug, bucurii și realizări pe toate planurile. Mulțumim, doamne ajută!